Salut și bine ai revenit pe canal! Astăzi vreau să-ți prezint o trusă, o mini trusă de accesorii pentru pistol. Și aceasta este pentru Smith & Wesson. Este o trusă minusculă pe care o găsești la www.octagon.com, formată dintr-un set de pini, atât pe o parte, cât și pe partea cealaltă. A avut un pic de praf pe interior. Ok? O serie de pini pe care îi poți folosi. Sincer, ăștia seamănă cu niște cuie percutoare ce obțină. Astea, vedeți? Au și un vârf. Sunt o serie de pini pe care puteți să-i folosiți pentru dezasamblarea, demontarea totală a pistolului. Și ceva îmi spune că ăștia, chiar dacă sunt de la Smith & Wesson, vă vine împreună cu un top din cordură, chiar dacă sunt pentru Smith & Wesson, da, puteți să îi folosiți aproape la orice pistol. Și hai să vedem cum arată. Da? Vedeți, ei nu sunt foarte lungi, au dimensiuni destul de mici. Și practic îi folosiți în felul următor, bănuiesc, pentru că judecând după logica în construcție a suportului, da, se introduc în acest orificiu din vârful penarului, să-i spun așa, da, se introduc aici și cu ajutorul acestuia puteți apăsa ulterior. Nu știu, îi introduceți pe ceilalți, scuze, da? Vă spunem că ați introdus pinul dorit pentru ce operațiune aveți dumneavoastră de făcut la armă, l-ați introdus, el este magnetic, iată, nu mă așteptam, da? Nu cade și cu ajutorul unui ciocanel, recomand ciocan cu capul nu metalic, ci dintr-un plastic dur ca să nu afectați penarul. Introduceți, puneți pinul respectiv pe pinul armei pe care doriți să-l eliminați, să-l îndepărtați sau să-l introduceți la loc și vă faceți treaba liniștiți. Sunt confecționate bazându-mă pe greutatea lor. Se pare că sunt confecționate din oțel, mai ales din metal feros, mai ales fiind având și fiind și atrase de magnet. Ceea ce e un avantaj. Hai să luăm alt pin. Uite, are și un mic imbus. Din păcate, acest imbus nu am reușit să-i găsesc utilitatea. Este un imbus foarte, foarte mic. Am crezut inițial că îl pot folosi pentru demontarea cătării spate. Vedeți că aici are un șurubel cu un cap înfundat în formă de imbus. Nu, este mult prea mic acesta din set și joacă efectiv în gaură și nu e bun. M-am uitat cu atenție, e posibil ca în partea din spate a manșonului, unde întâlnim piesele ce formează ansamblul cuiului percutor. E posibil pe acolo să găsim vreun... Nu mi-am demontat niciodată în totalitate pistolul. Și e posibil pe acolo să mai găsim ceva. Bun, hai să-l scoatem, pot să-l dăm la o parte. Hai să scoatem pinul auriu. Și acesta este metalic. Ar trebui ce obțin în partea din spate. Vedeți că pare să aibă un miez metalic. Da. Și acesta este este feros ca să poată fi atras de magnet. Ia să vedem. Hop. Să nu pleci. Un pin ceva mai gros. Altul mai subțire și mai avem aici un pin destul de ciudat. Arată ca un nac. Vezi, toți pinii ăștia sunt creați în așa fel încât să se potrivească. Și
să poată fi folosiți în diverse operațiuni în arma pe care o aveți. Și un pin mai puțin obișnuit este ușor conic. Sincer, asta îmi place mult mai mult pentru că este destul de scurt și are capul plat, nu este ascuțit. Înclin să cred că cu ajutorul lui, uite, am focusat la iurea, cu ajutorul lui putem să scoatem acești pini ai pistolului. Dacă vă uitați un pic atenți, ei sunt de fapt nu niște pini, ci niște formațiuni ca de arc, ca de foi. Sunt niște pini compuși de niște foi metalice. Ok? Și mai avem un pin și mai subțiri, și mai scurt, scuze, acesta. Pe care, odată introdus în vârful penarului, obținem o chestie foarte, foarte mică. Deci asta se pare că are un alt rol și înclin să cred nu acela de a împinge, bănuiesc, pentru că e foarte scurt. Și de asemenea, în partea opusă, în partea de jos, alți pini, 5 la număr, fiecare cu utilitatea sa. Când vine vorba de demontarea totală a unui pistol, la pistoale moderne, dacă vă uitați și voi cu atenție pe tutorialele de pe YouTube, o să vedeți că cele mai multe dintre ele se bazează pe pin. Da? Deci ai un pin, majoritatea sau la multe mărci de pistoale, pinii intră pe o parte și ies. Deci intră doar într-un singur sens și ies într-un singur sens și ieșirea și intrarea au sens unic, nu merg în ambele sensuri, ok? Și de multe ori stai și te gândești, domnule, ce mișto arată în stea cu 5 orificii. De multe ori stai și te întreb, domnule, ce pot să fac, uite că întreb de aia și nu am. Așa că băieții de la Smith & Wesson s-au gândit să realizeze o trusă pentru posesorii de arme Smith & Wesson, în special pentru pistoale. Repet, acest penar cu accesorii de Smith & Wesson sau de pistol, pentru că băieții au și pentru alte mărci, le găsiți pe site-ul celor băieților de la octagon.com, Octagon Airsoft, magazin de airsoft și accesorii din Cluj-Napoca. Deci pe www.octagon.com, Octagon cu Q. Eu am fost Brad Heather și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Salut!